guys, welcome back! Am zis că să mut un pic cadrul pentru că vreau să fac un videoclip mai liniștit, mai calm, mai așezat, în care doar să povestim un picuț, să împărtășim două, trei păreri și cuvinte, fără cărți în spate, fără nimic din zona respectivă și chiar mă gândeam pe viitor poate fac mai multe videoclipuri în zona asta un picuț mai liniștit, mai calme din alte cadre, nu neapărat din fața bibliotecii. Iar pentru astăzi avem această parte de romantizare, de romanticizing fall. Nici nu dacă e o traducere corectă în română, dar pur și simplu modul în care practic te îndrăgostești de anul timp și îți creezi activități care să-ți facă plăcere și care să-ți facă inima să bată mai frumos. Și când eram mică, mereu pentru mine toamna însemna practic momentul în care te întorci la școală. Momentul în care îți pui noi obiective, ai noi motivații, ai ambiții, ai ideea de un start nou, de caiete noi. Totul este proaspăt, totul este la liniuță, îmbrăcăminte nouă pe care ne cumpăram înainte de începerea școlii. Cumva abia atunci începea anul, practic. Și era așa în energie continuă. Dar mi se pare că vine cumva contraintuitiv față de cum este anotimpul toamna în natură. Pentru că ce reprezintă natură este fix ideea de nostalgie, de terminarea unui sezon, de hai să ne liniștim un picuț acum. Am fost toată vara pe fugă, v-am dat căldură, am dat soare, toate floricele cu multe culori, cu multe mirosuri. Hai să ne temperăm un pic. A fost un moment în plină urcare a energiei, ca să zic așa, și ai nevoie de un respiro. Și mi se pare că acum ca adult văd asta în toamnă și automat mi se pare că primul instinct cumva este de că trebuie să facem ceva, energie, avem un nou an școlar, hai să începem. Dar în același timp, adultul din mine acum își dă seama că nu asta ar fi modul corect de a mă bucura de toamnă și că nu în asta constă natura în sine când s-a gândit la toamnă și modul în care lucrurile se termină și îți iei o pauză de respiro, o pauză în care să te aduni, să te reconectezi cu tine, să, nu știu, vezi ce vrei să faci până la finalul anului. Cumva, așa cum am zis, o pauză de calmare, de nostalgie, de regăsire, de conectare. Și de obicei timpul este un picuț mai rece, atunci începem să stăm mai mult în casă și începem să ne creăm casa mai plăcută, mai cozy, mai armonioasă, astfel încât să putem să stăm înăuntru. Și m-am gândit la 7 idei prin care nu vreau să vă zic vouă să faceți asta, ci pur și simplu sunt planuri pe care eu vreau să le fac pentru mine toamna aceasta. Dacă o să vi se pară că e ceva ce v-ați dori și voi să faceți, cu mare drag, dar nu zic că asta trebuie să faceți pentru că e toamnă, trebuie să faceți XYZ, dar am stat și m-am gândit foarte mult cum vreau să arate acest anotimp pentru mine și ce vreau să fac și cum vreau să mă bucur de el și cumva astea 7 bifează așa o mare parte din ele. Cred că ar fi foarte multe de scris și aș vrea foarte multe, dar cred că astea le îmbin așa un pic. Așa cum am și început de fapt anotimpul, am vrut să îmi decorez casa, am vrut practic să aduc toamna de afară în interior. Am cumpărat și niște lucruri cumva noi, care să fie tematice, cu o frunzuliță, cu un bostanel, cu așa. Aveam și lucruri din trecut, aveam și niște lumânărele noi și interesante, dar la decor și la aducerea toamnei, mă refer, nu știu, la frunze. Să căutați frunze pe care să le aduceți, să faceți un buchet din frunzele galbene de pe afară sau castane, pentru că sunt peste tot. Pe unde sunt castani, evident. Și îi puteți lua și îi puteți pune prin casă sau ghinde sau, nu știu, mici totemuri, dacă vreți, ale toamnei pe care să le aduceți cumva în casă, ca să... Mi se pare că atunci când vedem ceva, când suntem expuși la ceva, ușor, ușor și corpul înțelege, asimilează. Adică mie e mai ușor să cred că este toamnă, chiar dacă sunt în casă și, nu știu, lucrez dimineața până seară, să zicem, mi-e ușor să cred că suntem în toamnă și că am schimbat un anotimp când prin casă văd lucruri toamnatice. Nu zic neapărat de Halloween, nu ne băgăm în asta, pur și simplu de aducerea anotimpului de afară în casă. Mai apoi, o parte foarte importantă pe care vreau să o fac anul acesta este hrănirea copilului interior.
un mod prin care să mă regăsesc, să mă întorc la hobby-urile mele, să mă întorc la lucrurile care îmi fac plăcere și pe care nu le-am mai făcut de foarte mult. Și voi știți că am mai apărut prin videoclipuri momente în care pictam acel tablou pe numere sau în care coloram dintr-o cărticică de colorat din asta pentru adulți, adică na, nu cu un copac și așa, ci niște desene mai alambicate. Și pot să zic că îmi făcea foarte mare plăcere și mă liniștea și fie că ascultam un audiobook pe fundal, fie că era doar, nu știu, Gilmore Girls pus pe fundal sau orice în zona asta, dar mi se părea că se ducea așa cumva mintea, ori intra cu totul în povestea pe care o ascultam în format audiobook sau și modul ăsta lin și încet în care trebuie să pictezi în conturi și să stai acolo și să, nu știu, mă ajută. Și n-am mai făcut de foarte mult timp asta, deci dacă vedeți tabloul acela este fix la fel cum a apărut în ultimul videoclip, așa este și acum și îmi pare foarte rău, mie și să nu se usuce cumva culorile și să nu le mai pot folosi. Nu le-am verificat, sper să fie ok, dar cumva vreau să îmi aloc timp specific pentru a hrăni și copilul Teo, care vrea să se bucure, să coloreze, să deseneze, să facă niște lucruri pentru sufletelul ei. Așa cum am zis că merge foarte bine, că practic toate aceste idei merg foarte bine mână în mână, împreună, vreau să mă relaxez auditiv. Mi-am dat seama foarte mult că în ultimele luni sau cam așa am avut mereu ceva pe fundal și stau destul de mult cu ceva pe fundal practic și nu mai mi-aud gândurile și unul la mână și ce ascult pe fundal nu e neapărat muzică, ci este mai mult, nu știu, alte videoclipuri, podcasturi, informație, dar nu de relaxare, ca să zic așa. Și ce-mi doresc eu pentru mine toamna asta este, în primul rând, să am momente în care să stau cu mine, în care să aud și ce gândesc și să nu mai simt nevoia în continuu să pun ceva pe fundal, să ascult ceva, să nu mai mă ascult pe mine, practic. Iar, pe de altă parte, am început deja să fac asta și sunt foarte fericită să ascult muzica atunci când vreau să ascult ceva. Și în perioada asta, în perioada asta de toamnă, muzica care merge foarte bine pentru mine, merge direct la sufletul meu, este în primul rând sunetul pianului. Sunt foarte multe playlist-uri pe YouTube foarte frumoase, o să vă las în descriere că nu pot să le inserez, dar o să vă las în descriere playlist-uri care au și imaginea aceeași cu frunze care pleacă, care vin, care așa foarte, foarte frumoase, cu sunete de pian pe fundal, cu, nu știu, sunet de ploaie eventual sau ceva, toate îmbinate, absolut superbe sunt și mi-am dat seama că funcționează și că mă relaxează și că mintea mea parcă se oprește din a galopa în continuu. Pe lângă pian, îmi place foarte mult să ascult artiști care sunt poate irlandezi, care au muzică din asta mai folk sau australieni cu muzică folk, este Celia Pevei sau Vera Blue, că și-a schimbat numele la un moment dat, dar înainte, când avea numele Celia, adică când era, când avea melodiile cu subnumele de Celia, alea erau niște melodii care îmi plăceau mai mult, erau mult mai folk, mult mai de toamnă. O să vă las în descriere câteva melodii de ale ei și, nu știu, melodii din astea celtice, melodii de zâne, practic. Vine, mă relaxează și îmi dau un vibe bun și mă simt foarte bine și mă simt ca și cum aș fi așa într-o lume feerică și, practic, asta mi se pare unor că seamănă toamnă. Mi se pare că seamănă a o lume feerică, că se schimbă totul în jurul tău și nici măcar nu știu, nu-ți dai seama de puterea naturii și de cum face atât de frumos să fie, că până la urmă poate să fie explicată toamna și ca un moment în care totul moare, nu? Și da, poate că e și asta, dar prima parte a toamnei, în principal, e doar o transformare absolut superbă a întregii naturi pe care o vezi în jurul tău și vreau să mă bucur de asta și vreau să văd practic asta și în muzică și vreau să mă relaxez auditiv ascultând astfel de muzică relaxantă, cu putere, cu folk, cu poveste feerică, așa cum ziceam. Alt punct, pe lângă cărți, automat că vreau să mă delectez și pe partea de filme și seriale. N-am vrut să fac un videoclip special separat doar pentru asta, pentru că nu prea mă uit foarte, foarte mult. Adică am seriale la care mă uit, dar nu tematice cumva. Dar, acum toamna asta chiar am început în forță, ca să zic așa, cu niște seriale pe care le-am mai văzut și în alți ani și le-am revăzut acum și de care am fost la fel de
plăcut, surprinsă că mai uitați în detalii și cumva acum că le vezi a doua oară, te uiți și mai atent la anumite aspecte pe care ți le amintești tu într-un fel sau în altul. Și dacă vara asta chiar cred că nu m-am uitat mai la nimic, foarte puține filme, e bine, acum vreau să mă uit. Acum vreau să îmi fac timp și pentru asta. Și vreau să vă zic de directorul Mike Flanagan. Poate știți, poate nu știți. Este un director care face niște seriale foarte, foarte frumoase. Mare parte din ele sunt niște adaptări după cărți, doar că nu le ia mot-a-mos, sunt un pic modificate. Bine, nici o singură carte sau două pe care el le-a luat și le-a modificat, mi le-am citit pe toate, dar o să vreau să ajung și la celelalte să văd de unde s-a inspirat și cum a fost originalul, dar mi se pare că face o muncă absolut superbă și că pe lângă povestea sine pe care o ia și cumva o face să fie bună, face o poveste frumoasă, adaugă niște elemente, plus muzică de fundal, plus scene, modul în care filmează, conacele pe care le găsește, actorii, și a găsit niște actori care îi plac foarte mult și pe aceea 5, 10, 20 cât sunt, nu sunt foarte mulți, pe aceea ea și refolosește în toate aceste seriale, sunt pe Netflix. Eu vă zic de ele, poate l-ați văzut, poate nu. Primul este The Haunting of the Hill House, l-am mai recomandat anul ăsta, l-am revăzut. Doamne cât îmi place, doamne cât îmi place. E făcut după cartea Casa Bântuită de Shirley Jackson, care am zis eu că nu prea mi-a plăcut cartea, mai ales prin comparație cu serialul, să nu-i sper la un alt nivel. Apoi The Haunting of Bly Manor, la fel vi l-am mai recomandat, l-am mai văzut și acum l-am revăzut. L-am văzut odată eu și apoi a început și Andrei să le ia și m-am dat și cu el încă o dată, deci l-am văzut de două ori anul ăsta. Mi-a plăcut, deci îmi place foarte mult. Și la fel, sunt aceleași personaje cumva, aceleași actori care joacă. Apoi, The Midnight Club, care știu că e după o carte și am văzut serialul, mi-a plăcut foarte mult. Adică nu la fel de mult ca celelalte două, dar mi-a plăcut în continuare modul în care a fost pus și povestea pe care a spus-o și mi s-a părut bun. Mi-a Prăbușirea Casei Usher, mi se pare că a fost în premieră anul trecut. Superb, sigur l-ați văzut pentru că a fost absolut superb. Dacă vreți să le reluați, că acum e de toamnă, Prăbușirea Casei Usher, practic, sunt după povestirile lui Edgar Allan Poe, de care tocmai vorbisem în videoclipurile anterioare. Și nu e doar povestea respectivă, sunt mai multe povești, toate îmbinate, elementele din Edgar Allan Poe, toate luate îmbinate în acel serial, absolut superb. De asemenea, am văzut că mai are un serial pe care nu l-am văzut încă, care se numește The Midnight Mass, tot cu aceiași actori, vreau să văd și ăștia. Și mai are, adică, mă rog, vreau să vă zic de el, de fapt, de omul acesta care mi se pare că are un ochi pentru a face filmele astea horror, care mai nu te sperie nimic, nu e nimic ca peekaboo pur și simplu, dar așa te simți că și îți vine să-ți pui degetele, ce se întâmplă, cum o să fie. Da, îmi place. Mie îmi place mult horrorul și horrorul pe care îl face el este unul foarte, foarte bun. Și dacă vreți să mergem în altă zonă de fantasy, pentru că așa cum am zis, toamna este feerică și are o putere parcă magică prin a transforma toate frunzele din verde în aromiu. Toamna asta de asemenea o să mă uit la Stăpânul Inelilor. Am văzut deja primul film, adică am văzut Hobbitul, toate trei, după aia am văzut primul film după ce am terminat prima carte din Lord of the Rings. Am terminat între timp și cartea a doua și am văzut aseară și jumătate din al doilea film. Și la fel, mi se pare că până și decorurile, până și cum se simte și îmbrăcăminte și totul pare a fi de toamnă. Ca să nu mai zic că avem și unul al doilea din The Rings of Power, care este practic cu mult înainte de perioada cu Lord of the Rings, deci avem la ce să ne uităm toamna asta și astea nu sunt neapărat, nu știu cum să zic, niște recomandări, trebuie să le voi uita asta, vă zic eu că le-am văzut și cred că sunt frumoase și cred că merită să dați o șansă. Mare parte sunt pe Netflix, dar le găsiți și pe Max, Lord of the Rings este pe Max, le găsiți. A cincea idee cumva e de fapt baza pentru celelalte și vreau să-mi blochez timp pentru mine. Și practic acest timp pentru mine pe care îl blochez pot să-l petrec cum vreau eu, că vreau să-mi fac un skincare mai detaliat, să-mi pun o mască de față pentru păr, pentru corp, să stau, să mă dau cu cremă, mă relaxează foarte mult și ne face bine, să fac o baie cu multă spumă, să-mi pun o lumânărică acolo, la fel,
îmi face bine, mă relaxează, este ceva ce mă încarcă, efectiv, mă relaxează pe parte, dar mă și încarcă cu bucurie. Și chiar aseară am făcut o baie cu lumânărică acolo și m-am simțit absolut superb și cred că merită. Abia așteptam toamna tocmai ca să fac asta, pentru că vara parcă nu merge, dar toamna acum că a început mi s-a părut absolut perfect momentul de a face asta. Și la fel, dacă vreau să mă uit la un film, dacă vreau să citesc o carte, și cartea, cumva nu știu, pe timp de vară citesc cartea, nu știu cum să vă zic, peste tot, în autobuz, în mașină, o iau cu mine, nu știu, în pauză de masă, în pat, pe masă, în toate locurile, așa, pur și simplu, două pagine aici, două pagine acolo. E bine, toamna, mi se pare că, cumva, pentru că se așează lucrurile, îmi blochez acest timp, astfel încât să-mi fac un ceai fierbinte, să-mi aprind o lumânare, să mă așez pe canapea, să-mi aprind becul, lumina aceea așa mai închisă și să citesc de pe canapea frumos, stând, efectiv, să simt că mi-am blocat timpul și că nu citesc pe fugă, că nu citesc printre alte lucruri. Nu, pentru că de asta și obosesc când citesc așa, de asta și mi se pare că nu mai am după aia tragere de inimă să citesc, pentru că mereu sunt cumva pe fugă cu cartea și mă împrietenesc și mă desprinde de personaje cumva foarte brusc, mi-am dat seama între timp. Dar atunci când îmi acord timp, când îmi blochez niște timp pentru mine, uite, la finalul zilei vreau o oră, am nevoie de mai mult, o oră vreau să stau să fac asta. Și în momentul în care mi-am blocat timp și fac asta, mă bucur de activitate mult mai mult, mult mai profund, la un alt nivel. La 6, avem acea parte pe care o menționam la început de retrospectivă. Așa cum am zis că vreau să mă relaxez auditiv și să am și momente de pauză în care nu ascult nimic și în care doar mă conectez la mine, practic. Mi-am trecut aici un punct special pe asta, special pe retrospectivă, pentru reconectarea cu mine, pentru a vedea ce am făcut în anul acesta, pentru a-mi sorta pozele, pentru că este ceva ce tot trag să fac, pentru că am acea carte cu travel, cu călătorii și voiam să... Și oricum toate pozele mele sunt foarte harababura și chiar am început, să știți, că am făcut progrese în direcția asta. Ultimii 5 ani sunt împărțiți cu poze pe fiecare an. Trebuie să intru în fiecare an și să le sortez și așa, și este o muncă foarte anevoioasă cumva, foarte migăloasă, dar la fel, o să-mi blochez timp și o să-mi fac această retrospectivă. Practic, se îmbină toate aceste lucruri unul cu altul. Vreau să simt recunoștință pentru tot ceea ce am reușit să fac anul acesta și pentru că am ajuns în octombrie, după un an plin, plin, cu foarte multe vacanțe, întâlniri cu oameni, oameni noi, oameni vechi, sentimente foarte frumoase, multe noutăți, multe vești frumoase, multe evenimente cu alți oameni minunați și automat vreau să am un moment în care să mă simt recunoscătoare pentru tot ceea ce am trăit până acum și vreau să văd de asemenea dacă e ceva ce vreau să adaug până la finalul anului, dacă e ceva ce vreau să schimb, dacă este ceva pe care vreau să mă focusez acum la final de an, dacă a rămas ceva poate din obiectivele pe care le voiam eu, pe care încă nu le-am bifat, să văd dacă mai vreau să le bifez, dacă nu, dacă e ceva pe care vreau să mă mai focusez în continuare, dacă nu. Poate dacă vreau să mai învăț ceva nou, poate vreau să încep un curs sau ceva și aș vrea cumva să-mi fac o zi, două în care să stau să mă gândesc, să analizez și să mă ocup de asta, să mă întorc cumva la mine și să fac o retrospectivă a acestui an. Și ultimul punct, dar nu este deloc neimportant, am vrut să-l las cumva la final, tocmai pentru că voiam să-l punctez mai tare, cumva să fie ultimul și să pot să vorbesc așa despre el, să-l punctez un picuț mai mult, este privește toamna, expiră toamna, simte toamna, asta îmi doresc să fac. Pe lângă aceste momente în care mi-au timp pentru mine în interior și în interior în care, într-adevăr, mi-am adus eu niște toamnă, dar este în interior, am nevoie să fiu și afară, să văd acea magie despre care vorbeam, acele culori transformate, acea natură care cumva reînvie într-un mod diferit, dacă e acea splendoare de culoare care se regăsește toamna. Și având în vedere că am un parc aici aproape și este plin de copăcei și este plin de frunzi și este plin de oportunitate vizuală, da? Pot să văd foarte mult din ce face toamna, ar fi și păcat să nu mă duc.
Doar că mereu parcă se iubește altceva, mereu tragi de tine în dreapta și în stânga și nu te mai duci să te bucuri efectiv de ceea ce este afară. Și mi-am pus punctul ăsta aici tocmai pentru că vreau să mă duc afară, să privesc frunzele, să le ating, să aud acel scârțâit când calci pe frunzele uscate. Vreau să respir aerul acesta care este un pic mai crisp, un pic mai proaspăt, parcă este un pic mai diferit aerul de toamnă, așa mi se pare mie, nu știu dacă e adevărat sau nu. Plus, în cazul în care a plouat și ești afară după ploaie, mi se pare că miroase absolut superb și vreau foarte mult, chiar îmi doresc să mă focusez pe asta, vreau să mă plimb, vreau să privesc toamna, vreau să o păstrez aici cu mine și să mă bucur de ea și să o simt așa ca atare. Că sunt sigură că atunci când o să mă duc, o să mă plimb și o să văd toamna, ea o să-mi dea înapoi această liniște și această calmare și această ia-ți o pauză, respiră, intră într-un alt timp, o să fie bine. Și asta îmi doresc și eu pentru această toamnă și asta vă doresc și vouă. Sper să aveți o toamnă liniștită, o toamnă calmă, o toamnă în care să fiți voi cu sufletul vostru, o toamnă în care să citiți, să ascultați muzică bună, să vă uitați la un film horror sau cozy sau de care simțiți voi că aveți nevoie, să vă reconectați cu copilul din interiorul vostru, să vedeți ce hobby-uri n-ați mai făcut de mult, ce ați vrea să învățați poate nou, ce nou hobby ați vrea să deprindeți, cu ce oameni ați vrea să stați în jur și ce colecție de frunze frumoase poate vă faceți. Așa că vreau să ne vedem în comentarii, să-mi spuneți cum simțiți voi toamna și dacă este ceva ce faceți poate în fiecare toamnă ca să vă aduceți cumva cu picioare pe pământ, pentru că practic asta e după toată vara, agitație, fugă, într-o parte, în alta, soare, mare, plajă. Cumva acum mi se pare că ne întoarcem cu picioarele pe pământ și ajung să simt mai tare acest nou anotimp. Ne vedem în comentarii, îmi spuneți cum vă simțiți și eu vă doresc o toamnă absolut mirifică.